Bună seara și bun găsit la știri. Gara din Pașcani a rămas pustie pentru câteva ore, nu din cauza unei forțe majore, ci în urma unui control de la Poliția TF Iași și a inspectorilor de la ITM Pașcani, însoțiți de polițiști și de la rutieră. Astfel, cei care au mai rămas în taxiuri sau nu au apucat să închidă magazinele au fost verificați la acte. Deficiențe numeroase au fost descoperite în timpul verificărilor, aplecându-se sancțiuni și de până la 1000 de lei de societate. Au fost amânate și avertismente, neregulile constatate urmând să fie reparate ulterior. Lipsa contractelor de muncă, dar și taximetriști care nu aveau documentele care să ateste faptul că profesează această meserie, de asemenea starea tehnică a autoturismelor era una foarte proastă, au fost cele mai întâlnite. În dimineața zilei de 19.02.2013, lucrătorii Biroului Județean de Poliție Transport Oraș, în comun cu lucrătorii de la Biroul Poliției Rutiere Pașcani și reprezentanța Inspectoratului Teritorial de Muncă, cu această ocazie au fost verificate mai multe societăți comerciale din raza stației din zona stației Pașcani, precum și autoturismele în regim taxi, la fel din stația CF Pașcani. Urmează ca cei din reprezentanții Inspectoratul Teritorial de Muncă să ia măsurile legale cu privire la neregulile care au fost constatate. Au fost găsite și nereguli, dar urmează să se stabili exact mâine, în cursul zilei de 21, de către cei care au participat la acțiune. Amenda până la cât poate ajunge? Amenda poate ajunge și până la 1000 de lei. Urmează în perioada următoare să mai facem astfel de acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică a călătorilor. Agenții economici și șoferii de taxe sau microbuze care nu sunt în regulă nu vor scăpa ușor. Acțiunea va continua și în zilele următoare. Lucrătorii Poliției Pașcani au aplicat amenzi de peste 25.000 de lei în urma unei acțiuni care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Un număr de 44 de polițiști au acționat de vineri până duminică în anumite intervale orare pe toate liniile de muncă. În total au fost aplicate un număr de 111 sancțiuni, cele mai multe dintre acestea fiind pe linie rutieră. Totodată, polițiștii de la rutieră au mai ridicat două permise și două certificate de înmatriculare. La sfârșitul acțiunii, agenții au mai întocmit două dosare penale, unul pentru evaziune fiscală, iar celălalt la legea privind paza bunurilor. Cea mai mare sancțiune a fost dată de polițiștii pășcăneni firmei Agic Stream SRL, cu sediul în strada Moldovei. Patronul magazinului de confecție a primit numai puțin de 2000 de lei amendă pentru că nu avea asigurată paza bunurilor. În cursul zilei de vineri, în intervalul 8-13 și sâmbătă seara, lucrători din cadrul Poliției Municipiului Pașcani și ai secției 6 Poliției Rurale Pașcani au acționat pe raza de competență pentru prevenirea faptelor cu violență ce se pot comite în zona barilor, prevenirea accidentelor rutiere. Astfel, cu ocazia acestor acțiuni, în prima zi vineri au fost constatate un număr total de 45 de sancțiuni contravenționale, iar în noaptea de sâmbătă și spre duminică un număr de 66 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, în ambele zile au fost ridicate permise și certificate de matriculare în vederea suspendării. Valoarea totală a contravențiilor aplicate în cursul zilei de vineri a fost de 11.450 lei, iar cele aplicate în noaptea de sâmbătă spre duminică, valoarea totală este de 13.350 lei. Din cauza neatenției unui paznic, un depozit de cherestea din apropierea municipiului Pașcani a fost în pericol să ardă. Astăzi, în jurul orelor 11, pompierii pășcăneni au intervenit în comuna Stolnice-Împrășescu pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în incinta societății Technoforest, unde erau depozitate mai multe cantități de lemne. Din fericire, incendiul s-a desfășurat doar la un vagon în care paznicul societății locuia pe timpul nopții. Vehiculul de dormit a ars ca o torță din cauza roților din cauciuc și, deși intervenția pompierilor a fost promptă, acesta a fost distrus în proporție de 90%. În urma incidentului, paznicul a ajuns la spital cu arsuri de membrul drept după ce a încercat să stingă focul de unul singur. Pe lângă lemnele din curtea societății, pompierii pășcăneni au reușit să salveze și trei cățeluși care se adăposteau sub vehiculul ars. Thank you.
bani, nu mai da acolo. Astăzi, în jurul orei 10:50, în secția de copii în Pașcani a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la un vagon de dormit aflat în incinta unui depozit de lemne al unei societăți comerciale. La sosirea la locul intervenției, incendiu se manifestea la întreg vagonul de amenajat pentru odihna personalului. Posibilitatea de propagare la depozitul de lemne și biserica din lemn din imediata apropiere. De asemenea, pe timpul stingerii incendiului, paznicul societății respective a suferit arsuri la membrele superioare, drept pentru care a fost transportat la spitalul municipal Pașcani, fiind afara oricărui pericol. Probleme deosebite nu au fost, de sub vagonul respectiv au fost salvați 3 căței, 3 pui de cățel și degajați din zona respectivă. Nu de puține ori cadrele medicale din CPU se confruntă cu pacienți recalcitranți și agresivi. Doctorii sunt nevoiți să le acorde ajutor medical cu forța unor persoane care uneori îi scuipă sau chiar îi lovesc. Cel mai adesea alcoolul este cel care îi înferbântă pe pacienți și îi fac să aibă un comportament nu tocmai domestic. Este și exemplul unui bărbat de 40 de ani în Pașcani care, după ce a fost adus de ambulanță la spital, a început să facă un scandal monstru. Ionel Davidoaia, de 40 de ani, a fost cules de un echipaj de ambulanță de pe o stradă din municipiul Pașcani, după ce, beat fiind, a căzut cu tot cu bicicletă pe asfalt. În urma incidentului, la unitatea medicală s-a deplasat și un echipaj al poliției pentru a stabili dacă biciclistul a fost victima unui accident rutier. Odată ajuns la spital, pășcăneanul, care prezenta o plagă minoră la nivelul feței, a început să injure pe medicii din CPU și a refuzat să sufle în alcool testul polițiștilor. Un alt pacient de 40 de ani din Pașcani, în stare de tinnitus acut, prezenta o plagă sprâncenară dreaptă și traumatism craniocerebral prin cădere de pe bicicletă. Nu prezenta nicio problemă deosebită în afară de acea mică plagă. A fost toaletată, făcută vaccinarea TPA și a fost trimis la domiciliu. Directorul medical de Anaxind a declarat că nu este singurul caz de violență în camera de primiri urgențe, iar în acest sens au fost luate măsuri încă de anul trecut, atunci când a fost montat un sistem de supraveghere. Cazurile de scandal în CPU sunt dese. Sunt pacienți, în marea majoritate a cazurilor sunt determinate de pacienții care vin în stare de ebrietate și care sunt de obicei revendicativi sau, din potrivă, nu doresc, refuz orice fel de asistență medicală. Mai sunt însă și pacienți care nu sunt sub influența băuturilor alcoolice, sunt categoria psihicilor care vin agitați și violenți și, bineînțeles, și categoria pacienților care nu se știu în evidență cu vreo afecțiune psihică, dar care sunt revendicativi și care de multe ori provoacă conflicte cu personalul medical. Personalul medical din CPU este de altfel obișnuit. Nu este situația numai la CPU din Pașcani, este situația compartimentelor de primiri urgențe și unităților de primiri urgențe din toate spitalele, pentru că sunt prima poartă de intrare a pacientului în spital. De regulă aici vin pacienții cu stare deosebită, pentru că pacienții liniștiți care nu au patologie deosebită merg la cabinetele de ambulatoriu. Deci este prima poartă de intrare în spital și sunt destul de frecvente cazurile de conflicte cu pacienții. De multe ori personalul nostru este obligat chiar să apeleze la organele de ordine pentru a potoli, pentru stingerea conflictelor.
Se înmulțesc tentativele de suicid în zona Pașcani. Aproape zilnic sunt internați pacienți care recurg la aceste gesturi extreme din cauza problemelor cu care se confruntă. În cursul zilei de sâmbătă, în compartimentul de primiri urgențe a fost adusă de către o ambulanță o femeie de 44 de ani din Todireș, care anterior declarase familiei că vrea să-și pună capăt zilelor. Totul s-a întâmplat în urma unui conflict cu soțul. Din fericire, pacienta a ingerat 10 pastile. La scurt timp de la prezentare, femeia a fost externată și a plecat acasă. Medicii au precizat că aceste tentative de suicid nereușite nu trebuie trecute cu vederea și trebuie consultat un medic specialist pentru a se stabili care sunt cauzele care duc la aceste gesturi teribile. Și o femeie de 44 de ani din Todirești, cu intoxicație voluntară medicamentoasă, cu 10 comprimate într-un antibiotic ușor, după evaluare și echilibrare, a fost trimisă la domiciliu. Administrația locală ar putea adopta în curând măsura pentru înființarea asociațiilor de proprietari. Din vara acestui an, primăria va încerca să-i oblige pe pășcăneni pentru a se înființa în asociații de proprietari, asta dacă nu o vor face benevol conform prevederilor legale. Mai mult, autoritățile locale vor să-i convingă pe operator să nu mai furnizeze utilități celor care nu fac parte dintr-o asociație de proprietari după modelul Iașului. S-ar putea, în ultimul rând, să se apeleze și la această soluție și la Pașcani. Dacă oamenii proprietari nu vor înțelege că trebuie proprietatea comună este în administrarea lor și ei trebuie să aibă grijă de ea, nu primăria, nu altă societate, s-ar putea să se ajungă și la această soluție. Autoritatea locală v-a dat un termen în limită să rezolvați aceste probleme? Noi sperăm că până la sfârșitul anului acesta să putem înființa cât mai multe asociații de proprietari. Legat de propunerea pe care primăria a făcut-o în acest sens, cei doi operatori locali s-au arătat de acord cu această idee. Georgeta Sandu, directoarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală, spune că înființarea asociațiilor de proprietari ar putea avea ca efect scăderea prețului la utilități pe cotele comune. Și ne-ar ajuta foarte tare dacă ar fi asociații de proprietari, inclusiv pentru cota comună, pentru că aici avem mari, mari probleme. Legislația nouă nu ne permite să facturăm cote comune decât așa cum spune ordinul ANRSC. În momentul în care am avea contract cu asociația de proprietari, asociația poate hotărâ cum vrea să împartă factura respectivă. Directorul Preserv Apă, Ioan Prisecaru, spune că aceasta este cu adevărat o soluție, iar în cazul în care conducerea orașului va lua o astfel de decizie, o va respecta. Noi am solicitat și am fost foarte mult timp înființarea acestor asociații de proprietari ca ceva interpus între noi prestatori și beneficiarul serviciilor noastre, cu care să putem avea diferite discuții pe probleme de contorizare, pe probleme de instalații, care să-și ia fiecare măsură pe partea lui, să putem diminua toate costurile care duc, inutile, care duc pentru toată treaba asta. Asta a fost soluția, de fapt, asta a fost soluția care o spuneți dumneavoastră și pe la Iași. O să încercăm și, dacă așa va fi, sigur că noi vom fi aia care trebuie să respectăm hotărârile Consiliului Local. Este cea mai bună soluție? Eu găsesc una din soluții, este cea mai bună soluție, înființarea asociațiilor de proprietari. Executivul a dispus în luna noiembrie 2012 reorganizarea serviciului de îndrumare a asociațiilor de proprietari, având deja un nou șef interimar în persoana lui Sorin Blașcu. Urmează, după votarea bugetului local, să fie organizat un concurs pentru desemnarea șefului acestui serviciu. În momentul de față se lucrează la un pachet de măsuri care va fi prezentat pășcănenilor începând cu luna martie pentru a cunoaște avantajele unei asociații de proprietari. Vom organiza întâlniri cu toate blocurile, cu toți proprietarii care au mai rămas în cadrul asociațiilor de locatari, pentru a-i convinge să-și înființeze aceste asociații de proprietari. Menționăm că în Pașcani există 26 de asociații de locatari, dintre care cele mai multe sunt situate în zona de Alma, exact 21, în timp ce în zona Vale există doar 5 astfel de asociații. Yeah.
Repartitoarele pentru căldură, o mare țeapă pentru pășcăneni, este concluzia la care a ajuns până și conducerea regiei locale de termoficare, după ce, cu ceva ani în urmă, a impus pășcănenilor să le achiziționeze și să le monteze pe calorifere. Cum s-a ajuns la această situație este greu de înțeles în condițiile în care montarea aparatelor de măsură ar fi trebuit să aibă ca efect diminuarea costurilor, nu majorarea, chiar dublarea lor, așa cum s-a întâmplat în numeroase cazuri. Acesta este și motivul pentru care directoarea societății de termoficare de la Pașcani crede că în blocurile cu probleme, acolo unde sunt foarte mulți locatari debranșați, ar fi mai corect să nu se mai folosească repartitoare. Vorbeam de cei cu repartitoare, cei care le țin deschise fără să țină cont de ele și fără să facă nicio economie, de obicei sunt rău platnici. Și atunci, iarăși, nu este un avantaj pentru noi că facturăm, așa cum ați avut dumneavoastră într-un reportaj, facturi de 9 milioane, acolo erau facturate două luni și de aia, poate că la momentul ăla era bine să aveți și punctul nostru de vedere. Nu suntem mulțumiți că trebuie să-l facturăm pe cel care oricum nu plătește, nu avem acces să-l debranșăm pentru că legislația este foarte greoaie, nici nu poate fi debranșat în timpul iernii, nici hotărârile judecătorești nu le primim cu acceptul debranșării. Trebuie să facem o altă acțiune pentru a fi obligat să-l oblige să ne accepte debranșarea din casa. Dacă am înțeles bine, dumneavoastră sugerați că cine ar dori să renunțe la repartitoare, nemulțumit fiind de facturi, o poate face fără. Da, bineînțeles că se poate. Mai mult, cei care închid caloriferele pentru a plăti mai puțin la căldură, deși de cele mai multe ori se întâmplă exact pe invers, ar urma să fie considerați ca fiind debranșați de la sistemul centralizat de încălzire. Măsurile vor fi luate pe parcursul acestui an, așa încât numărul celor care trebuie să achite facturi nejustificate de mari la căldură să fie readuse la normal. Cunt că vârful facturilor mari a fost acolo unde avem repartitoare. Din punctul nostru de vedere, pentru că le exploatăm de ceva vreme, nu sunt soluția cea mai bună. Vă gândiți să eliminați Nu știu, soluție? Nu noi o să o eliminăm, probabil că o să se gândească foarte bine asociațiile de proprietari acolo unde trebuie și vor fi obligate să înființeze până la urmă, pentru că sunt tot felul de situații, mă rog, aberante, dacă vreți, când cei cuplați la sistem plătesc facturi cât și cei cu cotă comună, pentru că le țin închise și atunci preferă să se încălzească la gazul de la bucătărie și cu repartitoarele închise, ceea ce nouă ne face un mare de serviciu. Acolo unde știți foarte bine unde au rămas trei cuplați la sistem, noi i-am anunțat din vară că e mai bine să se debranșeze tocmai ca să nu ajungem aici. Menționăm că RCC-le Pașcani se așteaptă ca în acest an numărul cererilor de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire să fie cu mult mai mare decât în anii precedenți. Societatea spaniolă Ditras, care se ocupa de implementarea programului de investiții ISPA privind reabilitarea ducțiunii de apă și a stației de epurare, a intrat în insolvență la sfârșitul lunii trecute, în urma hotărârii unei instanțe spaniole. Vestea a căzut ca un fulger în Pașcani, având în vedere că lucrările executate până acum nici măcar nu au fost recepționate sau date în primire și mai sunt de rezolvat unele finisaje. Câteva societăți din Pașcani, printre care și ACK, au de încasat zeci de miliarde de lei pentru lucrări executate, însă neachitate. Acesta a și fost motivul pentru care astăzi Consiliul de Administrație de la Prester APSA Pașcani s-a întrunit în ședință de urgență pentru a analiza riscurile apărute în urma intrării în insolvența societății spaniole. Directorul operatorului de apă și canal susține că în cazul în care administratorul special nu va respecta prevederile contractuale, ar urma să fie executate fondurile de garantare în valoare de aproape 2 milioane de euro. Prin această procedură de intrare a lor în insolvență, noi am făcut deja o adresă către ANRMAP să ne comunice dacă consideră că putem noi să reziliem contractul, dacă legea spune că și noi ar trebui să reziliem contractul, dar dacă noi, sunt două variante pe care le găsim noi, o să vedem cine va comunica și ANRMAP-ul. Una ar fi să reprezentantul lor, administratorul judiciar al lor, să vină și să continue lucrările sub directa lor îndrumare cu constructorii declarați în proiect sau vin cu alții
pentru că, de fapt, nu e mai mult decât problema, când spun aici, e vorba de teste, de diferite instalații care, să zic, nu dau randament și atunci să schimbăm o instalație de desulfurare. Este practic de recepția finală, ca noi să le putem da scrisoarea de garanție bancară care e de 1 milion de euro, 350.000 garanții cash reținute în Ministerul de Finanțe, 200.000 pentru diferite lucrări care apar. Menționăm că societatea DITRAS a creat aceleași probleme și în județele Suceava și Botoșani, acolo unde a gestionat fonduri europene de 10 de milioane de euro pentru investiții comunitare. Astăzi, elevii și liceenii și-au verificat cunoștințele la limba și literatura română. În cursul dimineței s-au dat teste de simulare, atât la evaluarea națională pentru clasele a 8-a, cât și pentru bacalaureat. Fiecare unitate școlară în parte a avut libertatea de a-și elabora propriile subiecte. O parte dintre liceenii pășcăneni sunt relaxați, ei spun că nu e obligatoriu să ia examenul pentru că plănuie să plece în străinătate. Mulți dintre aceștia însă promit că se vor pune cu burta pe carte, sigur că până la vară au tot timpul de pe lume. Ușor. Ce anume ți-a plăcut? O poezie, în primul subiect, poezia lui Eminescu și în al doilea subiect, alegeri între Moara cu noroc, Ion și mai trei. La prima simulare ce ai făcut? Ce notă ai luat? 4, dar nepregătit fiind, am încercat să văd cum e. La a doua m-am pregătit, sper să am notă mai mare. E folositoare la ceva simularea asta? Da, e destul de folositoare, pentru că ne poate ajuta. Vedem cum e, ne puteam pregăti. După ce dai bacul, ce vei face? Nu știu. Un pic greu. A fost așa și așa, amândouă. Probabil, cred, dar nu. Nu cred că e bine. Ce notă ai luat la prima? 5. Acum cât crezi că vei lua? 4, 6. Vei da bacul? Nu cred. De ce? Că nu vreau să-l dau. Vrei să pleci în străinătate? Nu știu, cred că da. A fost subiectul, al treilea a fost mai dificil, dar restul a fost bine. E bună la ceva simularea? Da, pentru că ne ajută să ne dăm seama și note și la cine putem descurca mai bine și la ce putem să mai învățăm. La prima ce notă ai luat? Am luat 7, 5 și 3 la matematică. Matematică. Te-ai pregătit între timp? Da. Da, pentru că de asta ne dă atâtea simulări. În vară dai bacul? Da. Da. Ce vei face mai departe? O să dau la facultate. Verificările vor continua pe 21 februarie, atunci când majoritatea se vor confrunta cu matematica, iar liceenii umaniști vor avea examen la istorie. Proba a treia la bacalaureat se va susține la data și la ora pe care le vor stabili fiecare unitate de învățământ în parte. Notele obținute de elevi la simulare vor fi aduse la cunoștința părinților, iar rezultatele și rezolvarea subiectelor vor fi analizate obligatoriu la clasă. Profesorii au făcut deja orare serioase cu pregătiri gratuite în fiecare școală, după cursuri sau în weekend, dar au puține șanse să le stârnească interesul adolescenților. Anul trecut, de exemplu, o strategie similară a fost privită cu oarecare indiferență și sălile de pregătire erau aproape pustii. În prima etapă a simulărilor, promovabilitatea a fost de 55,53% la evaluarea națională și de doar 35% la bacalaureat. În ambele contexte, cuiul lui Pepele l-a prezentat, cum era de așteptat, matematica. Adevărul are uneori mai multe fețe. Zilele trecute, TV Beat a prezentat un reportaj în care o familie din cartierul Fântânele din Pașcani își acuza vecinul că îi distruge casa din cauza unei foste septice pe care a construit-o în apropierea unde locuiește. Bărbatul a ajuns să sesizeze până și guvernul și președintele României și s-a plâns că autoritățile locale au refuzat să intervină. În urma acestui reportaj, replica celui acuzat nu a întârziat să apară. Dacă inițial a refuzat să vorbească cu ziariștii, acum bărbatul susține că toate acuzațiile îndreptate împotriva lui ar fi false. Mai exact, Vasile Arsenie susține că el ar fi victima, iar vecinii săi tot fac plângeri pentru că au interese financiare. Acești doi bătrâni urmăresc anumite scopuri în care să le dau bani pentru lucruri care mie nu mi-apartin și nici din vina mea nu sunt. În contextul în care ei spun că am băgat izvoare pe sub casă, că le-am băgat apa în casă, asta orice om de bună credință și oricât ar fi el cu mintea slăbuță și-ar da seama că așa ceva nu se poate face.
ei, de fiecare dată, de când am construit casa asta, pentru faptul că nu le-am dat bani, că au avoșur acolo în spate, au amenajat-o ca bucătărie, fără să aibă o temelie normală, fără să fie ridicată sus temelia, au amenajat, au pus parchet acolo, normal că și greste, dacă ar pune și orice la cât e de sus pânza freatică în zona asta, normal că iese apa acolo. Ei nu. Au făcut, cred că în jur de vreo 200 de plângeri la protecția consumatorului, la apele române, la mediu, la sanitar, la sanipit, la sanitar veterinar, la ăsta, inspectoratul de construcții, la guvern, la ministerul de interne, la inspectoratul Iași, sau cel puțin la poliția Pașcani, dacă n-am 80 de plângeri, n-am, la parchet, peste tot locul. Eu, s-a soluționat vreo plângere? Au venit toate plângerile în favoarea mea. Din punctul său de vedere, aceste necazuri apar nu din cauza casei pe care el a construit-o, ci din cauza terenului care are pânza freatică foarte aproape de suprafață. Bărbatul spune că nu doar casa lui sau casa vecinilor săi reclamați ar fi avut de suferit, ci toate casele din zona respectivă. El și-a amenajat un sistem de drenaj prin care apa din izvoare să fie redirecționată către un iaz pe care și l-a amenajat în spatele casei. Am și eu probleme la care am să vă și arăt. Asta chiar dacă eu am făcut amenajări, că să vedeți, toată curtea mea este plină de cămini, de colectarea apei, am făcut drenaj cu refuz de ciort, sort toată zona asta ca să poată strânge apa să nu stea. Cu toate astea au crăpat și ăsta, garajul, a crăpat și casa, s-a lăsat, s-a arcuit în două. Asta este zona, eu nu pot să acuz pe cineva la care eu am nitai. Legate de toate plângerile depuse de vecinii săi, bărbatul susține că toate autoritățile care au desfășurat controle i-au dat dreptate lui. Vasile Arseni nu dorește altceva de la vecinii săi decât să înceteze cu plângerile și să lase în pace. Chiar dacă primăvara este încă departe, încălzirea vremii a determinat pe angajații primăriei din Pașcani să înceapă lucrările de primăvară. De câteva zile, lucrătorii de la gospodăria comunală au început toaletarea copacilor din zona de-a la municipiului. Odată la 3 ani, angajații primăriei realizează toaletarea copacilor. În acest an, aceștia au început cu cartierele micro-integrata, urmând zona vale între blocuri. Numai că de multe ori aceste lucrări sunt îngreunate de mașinile parcate chiar sub copaci. Lucrările au fost demarate atât de devreme pentru ca arborii să nu înmugurească din cauza vremii calde de afară. Acțiunea a început acum 2 săptămâni, având în vedere că a fost favorabil. Am început cu cartierul Nicolae Iorga, am terminat, acum am intrat în cartierul Micro 1, terminăm și aici. Am făcut zona Aleea Ștefan cel Mare, vom intra în zona Integrata, pe Moldovei și vom coborî în zona din Vale. Toaletarea se face până ce dă vegetația. Dacă cetățenii văd prin cartier sau mai ales asociațiile de proprietari au arbori periculoși, rog să fac o sesizare în scris cu mediul la domnul Bunduc. Dumnealui se deplasează cu o comisie și ne dă avizul de toaletare sau de tăiere. Lemnele rezultate în urma tăierii copacilor uscați vor ajunge la pășcănenii cu venituri precare din oraș, care stau la case sub formă de sprijin la ajutoarele de încălzire pe lemne. În toaletare, lemnele se duc în stația Riser, se face un depozit, inventariază și se dă în funcție de cereri oamenilor nătăjiți. Pășcănenii au păreri împărțite în legătură cu toaletarea copacilor. Unii spun că este binevenită pentru că cei mai mulți copaci sunt uscați și pot oricând cădea peste oameni sau mașini, alții însă nu sunt de acord cu această acțiune pentru că sluțește pomul. Ar fi bine să fie curățați bine, nu? Sunt probleme vara din cauza copacilor uscați? Sigur. Se întâmplă să mai scadă din cauza lor. Au fost
cazuri, știți? A fost cazuri în zona Vale. Eu stau acolo. A căzut peste o noapte? Nu. S-a întâmplat noaptea, că a plouat, ce-a fost furtună și a căzut. A, peste mașină? Nu, s-a întâmplat că nu a fost nici mașină atunci. Preventiv, după aia s-au apucat și eu tăia pe toți. Trebuie. E bun, e bine. Chiar trebuie tăzit tot. Că au puful ăla care e foarte periculos pentru copii. Așa că îi tai cu un leac de curățenie, trebuie un leac de curățenie. Eu zic că e bine și pace. Eu așa zic că e bine. Acum, dacă altul zic că e rău... Eu știu, dacă ei cred că e bine, înseamnă că e bine, ce să vă spun. E păcat, uite ce urât arată. Ori îl tai de tot, ori să nu-l mai ciunțească. Un tânăr de numai 19 ani a fost transferat în cursul zilei de ieri la Spitalul Socola din Iași după ce, într-o criză de nebunie, a ucis o pisică. Romica Petrilă din localitatea Șcheia a fost adus de ambulanță la Spitalul de Urgențe din Pașcan în jurul orei 16. Rudele tânărului au solicitat sprijinul ambulanței după ce băiatul a ucis în bătaie o pisică din curte. Tânărul era cunoscut cu afecțiuni psihice și primește tratament în acest sens. Pentru ca echipajul de pe ambulanță să nu fie agresat pe timpul transferului, au fost solicitați agenții de la poliția locală. În cursul gălzii de ieri, în compartimentul de primiri urgențe, au fost două cazuri mai deosebite. A fost un tânăr de 19 ani din Șcheia, care prezenta tulburări serioase de comportament și agresivitate. Am înțeles că și-au acasă la domiciliu și-au omorât animalul de curte, intenționând să lovească un membru al familiei. A fost sedat și a fost dirijat la clinica de psihiatrie Iași. După o iarnă grea în care șoferii s-au confruntat cu drumuri înzepezite, acum a apărut o nouă provocare, găurile din asfalt. Majoritatea drumurilor din comunele din împrejurimile Pașcanului sunt pline de gropi, iar efectele se resimt de cele mai multe ori în buzunarele proprietarilor de autovehicole. De exemplu, drumul 208N care face legătura între Vânător și Lespez este complet distrus, iar ocolirea unei singure gropi devine misiune imposibilă. Cât de periculoase sunt gropile, se poate demonstra în centimetri, în jur de un metru lungime, 90 cm lățime și cam 20 cm adâncime. Mai mult, pe mijlocul drumului, pe o distanță de circa 3 km, sunt cratere imense acoperite cu apă. Bună ziua! Ce părere aveți de drumurile astea? Ce drumurile astea? Aici ai drum, domnule? Ai drum județean sau comunal? Comunal. Da, parcă sunteți anii parcă. Dar comunal. Nu, domnule, sunt interesat de nimic, măcar pâine. Bă, lasă-ți. Frumos. Rugi mașina. Asta e, asta e. La România. Localnicii se plâng, administrațiile locale dau din numeri, spunând că este drum județean. Ion Zenovia locuiește pe strada cu pricina. Din cauza gropilor, ultima dată când a ieșit cu mașina, marca Dacia și-a rupt spoilerul. Pe lângă reparațiile uzuale, bărbatul trebuie să mai scoată din buzunar suma de circa 200 de lei pentru repararea autoturismului. Situația drumului, da? Să puteți fi județean. Dar ce părere aveți despre lacurile de drum, că altfel nu le putem denumi? Ce părere? Dacă nu-i canalizare să scurgă... Aveți mașina? Am. Și când circulați aici, nu... Chiar în fața porții am iazul. De aici stau. A. Nu mai pixeli. Drumurile cetene sunt la ora aceasta după temperaturile de iarnă care au fost cu înghețe de piept. Sunt foarte stricate. Avem un program de întrețineri cu piatră și plombări cu asfalt care îl vom demara imediat ce avem buget. Vom face procedura pentru a stabili o firmă care să execute aceste lucrări. Sigur, în cursul anului acesta vom face studiile pentru acel drum. Sperăm să-l prindem într-un program de asfaltare acel drum în viitorul apropiat, sper eu. O clădire emblematică din centrul orașului Hârlău stă să se prăbușească. Este vorba despre clădirea fostului cinematograf 1 Mai, care nu a mai fost utilizată din anul 1990. Practic, clădirea a fost abandonată de 13 ani de către autorități, cu toate că aceștia au preluat imobilul printr-o hotărâre de Consiliul Local în anul 2006 de la întreprinderea Romfilm. În
procesul verbal constituit atunci s-a stabilit faptul că administrația locală trebuia să desfășoare o activitate apropiată de ceea ce face cinematograful, adică filme, spectacole sau adunări cetățenești. Starea avansată de degradare a clădirii a început să îngrijoreze pe cetățenii care ne-au semnalat zilele trecute această problemă. Cei mai mulți cetățeni au declarat că regretă desființarea cinematografului și cred că această construcție nu ar trebui demolată, ci renovată pentru a se relua activitățile culturale. Spuneți-vă, ce părere aveți de clădirea asta de 1 mai, de cinema 1 mai? Păcat că e lăsat așa în paragină. Ar fi un spațiu în care s-ar putea ține ședință în loc să țină pe stradă, să redea oamenilor, să fie niște activități, chiar și culturale. Ce propuneți să facă din clădirea asta totuși? Sau? Dar nu știu a cui, a primăriei. Să recondiționeze, să repare și să dea folosință. Clădirea degradată și numai dacă o dă la Casa de Cultură, să investească în ea acolo, să facă un tunel, să treacă din Casa de Cultură direct, să facă o sală de spectacole. Altceva n-ar putea face nimic de ea, că nu mai are ușă, nu mai are zeamă, nu mai are nimic. E o ruină în mijlocul orașului. Altceva și se poate spune. Ce propuneți? E acoperită. Păi dacă era de domeniu public, nu public, cultural. Să rămână tot în domeniu cultural. E, trebuie renovată, zic eu, și trebuie pusă în funcționare, adică trebuie folosită. Pentru că sunt filme care pot fi vizionate frumos, istorice, patriotice, chiar de regizori români, care trebuie populația orașului să le cunoască și să le știe, nu după moartea unui regizor sau după dispariția lui, ci când este chiar și în viață. Deci trebuie renovată clădirea cu orice preț. Mai mult, clădirea a devenit un fel de Eldorado al căutătorilor de fier vechi, care în timp au furat tot ce a ținut de partea metalică a imobilului. În toți acești ani, pe clădire au început să crească tot felul de plante, ba chiar doi copaci. Problema a fost prezentată și primarului orașului Hârlău, care spune că știa de această clădire și că urma să ia o decizie cât de curând legată de soarta fostului cinematograf. Constantin Cernescu propune două soluții pentru soarta clădirii. Această clădire a cinematografului, noi am preluat-o în 2006 sau 2007 de la Romfilm, sau cum se chema întreprinderea care se ocupa de cinematografie. Am luat-o în administrare, pe baza unui proces verbal, și în acel proces verbal se stipula ca noi, atâta timp cât îl avem în primire, să facem activitate apropiată de ceea ce făcea cinematograful. Adică spectacole, adunări cu cetățenii, filme, dar clădirea era deja afectată în momentul când am luat-o și necesita reparații mari. Noi sperăm ca această clădire să o demolăm anul ăsta și acolo să facem o parcare, eventual dacă va veni un agent privat, putem să închiriem terenul pentru o anumită activitate economică. În curând, locuitorii din comuna Vânători vor putea beneficia de serviciile unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii. Sediul este amplasat în satul Hârtoape, acolo unde sunt peste 50 de familii cu probleme sociale. De exemplu, copiii a căror părinți sunt plecați în străinătate, familiile dezorganizate, elevii în situație de abandon școlar și multe alte categorii de persoane pot beneficia de consiliere psihologică pentru prevenirea situațiilor de risc. În prezent, pentru funcționarea centrului s-a depus cererea de acreditare, urmând ca după aprobarea acestea, asistenții sociali să aleagă pentru început 15 beneficiari. Situația lor va fi monitorizată în permanență de către psihologi, atât la centru, dar și prin vizite bilunare la domiciliu. Acești copii sunt identificați atât de asistenții noștri sociali de la centru, cât și de alte persoane, având contracte de colaborare cu parohiile din și școlile din comună, pentru că centru va el funcționează în satul Hârtoape
unde are sediu, dar funcționează pentru întreaga comună, pentru toate satele componente ale comunei. Deocamdată avem prognozate cam 50-60 de familii în asemenea situație, în special situații în care părinții, ambii sau câte unul, lipsesc din motivul că sunt plecați în străinătate la muncă. Administrația locală a asigurat pentru susținerea serviciului suma de 80.000 de lei. În cadrul centrului vor lucra un număr de 8 persoane, dintre care 6 pe bază de voluntariat și 2 cu contracte de muncă. Menționă că centrul de consiliere face parte dintr-un proiect de anvergură început în anul 2011. Cu fonduri de circa 2,5 milioane de euro de la Uniunea Europeană, în comună s-a asfaltat 10 km de drumuri, s-a construit o grădiniță în satul Crivești și s-a reabilitat căminul cultural din Hârtoape. Primarii din mai multe comune din împrejurimile Pașcanului au luat drumul Bucureștiului pentru a discuta despre problemele comunităților pe care le reprezintă cu reprezentanții guvernului. În perioada 17-20 februarie, la Hotel Ring Grand din București, are loc adunarea generală a asociațiilor comunelor din România, sub egida Guvernului României mai aproape de cetățeni, la care sunt așteptați să participe peste 500 de primari. Discuțiile de astăzi au fost centrate pe problemele de natură organizatorică, printre care și nivelul impozitelor și taxelor locale. Din partea guvernului au participat ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Liviu Dragnea, și doi foști președinți de stat, Ion Ilescu și Emil Constantinescu. Și avem două întâlniri anuale, una în perioada de vară, una în perioada de iarnă. Se discută probleme legate de administrația publică locală, de tot ceea ce înseamnă bunul mers al unei comunități, a unei comune. De exemplu, astăzi, la întâlnirea de dimineață, printre invitațiile care am avut la asociație, a fost vicepremierul Liviu Dragnea, din foști președinți de stat, inclusiv domnul Ilescu, domnul Constantinescu, mă rog. Se discută probleme punctuale legate de impozite locale, taxe, tot ceea ce înseamnă administrație. Din cele 27 de comune din județul Ia se află și reprezentanții comunelor Stolnice-Împrăjescu, Mircești, Tătăruș, Lespez, Miroslovești și Valea Seacă. Menționăm că printre activitățile din zilele următoare se numără și înmânarea certificatului, titlului și diplomei de excelență primar de 3 stele, ce se acordă primarilor comunelor ca răsplata meritelor importante și în semn de apreciere deosebită prin alegerea de 3 ori în această funcție. Miercuri 20 februarie va fi organizată o conferință de presă în care se vor prezenta concluziile acestei întruniri. Prima partidă de pregătire pentru viitorul Hârlău a fost chiar împotriva vecinilor din comuna Deleni. Meciul disputat pe stadionul din Hârlău a fost unul dominat de la cap la coadă de către gazde, care s-au impus cu scor de rugby 10-1. Antrenorul Daniel Lungu s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut. Ce a avut astăzi? Am avut un prim amical cu echipa de Liga 5 a Progresul Deleni. Deci, mai spunem că a fost un joc de bun augur, că chiar am fost mulțumit de mai mult de alergare, că tactic și tehnic nu s-a putut face, că na, este zăpadă pe teren, dar eu zic că a fost foarte bine, sunt mulțumit. Progresul Deleni evoluează în Liga a 5-a, seria a doua, unde a terminat turul de campionat pe locul 5. Astăzi. Sunt antrenorul echipei de fotbal Viitor, Progresul Deleni, echipă nouă înființată, deci au 3-4 luni de când formez, copiii 16-17 ani și sper să îi duc cât mai mult în campionatul județean, să-i formez pentru viitorul Hârlău. Spuneți-mi, vă rog, aveți jucători care s-au remarcat în special astăzi? Nu, deocamdată este primul meci al lor care au jucat normal. Ei până acum au făcut pregătire fizică pe dealurile din comună și de acum urma să joc meciuri amicale cu colegul meu de la Viitorul Hârlău. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Beat. Eu vă dau întâlnire și mâine seară pentru a urmări cele mai importante evenimente din Pașcani, împrejurim, Târgu Frumos și Hârlău. Să aveți o seară cât mai frumoasă!